Așa cum o face în aceste clipe, Delete, un nou proiect muzical promițător, deși noi deja îl cunoaștem pe Radu duminică, acum acesta s-a relansat într-o nouă formulă. Despre ce este vorba, vedem în reportaj. În clasa 11 am început să ciripesc și un pic. A fost primul concurs în clasa 11. Cu chitara am început, știam, adică patru acorduri, era vara când am finisat. De când a fost Radu duminică pe la noi, a trecut mai bine de un an de zile. Acum acesta vine în fața publicului cu un nou nume scenic, faceți cunoștință, Delete. Au fost întrebări de ce Delete, dar după explicația mea deja e mai clar și mai luminos și nu are treabă cu Delete. Numele ăsta a venit așa, din, el este foarte tare din inimă, pentru că eu am soție, am fiică și pe fiica mea o cheamă Lolita. De aici s-a extras 3 litere de acolo, de acolo literă și s-a format așa o... Face parte, adică, din tot ce am mai scump. Radu a filmat și un videoclip alături de frații Spoială, cunoscuți pentru colaborarea cu Ionel Istrati și Mark Stam. Noi formăm un proiect care este construit mai mult din prietenie. Prima dată l-am auzit la radio. Mi s-a părut o voce, de fapt nu mi s-a părut așa, și este o voce foarte interesantă. Am atras atenție în primul rând la voce, la timbru. După care am început să mă interesez. L-am chemat la interviu, prima impresie a fost una bună, care și este și până în prezent. Este un băiat foarte ambițios, care muncește și urmează în continuare foarte multe piese bune. Istoria ne arată că de ce se apucă frații Spoială mereu dă roade, iar melomanii au doar motive în plus de a savura o muzică de calitate. Cine credeți că se află pe canapeaua noastră? De aia că nu știu cum să-l prezint. Să-l prezint Radu sau să-l prezint Delete. Noroc! Salutare! Bine ai revenit! Mersi mult! Te-ai uitat așa la reportaj? Da. La momentul ăla în care tu erai pe canapeaua mea, în calitate de Radu. Ce? Face parte din viața ta? Păi, sigur, da. Dar s-au schimbat multe de atunci. Felicitări! Ai ajuns într-o familie tare faină. Mersi mult, ai un frate mai mărișor? De fapt, eu cred că mai mic, nu, da. Tu că vârstă ești mai mic, doar că ești mai mare deja în proiect. E mai copt. E mai copt. Dar ce diferență de vârstă între voi? Un an. De ce? Pentru că eu știu că el are 23, înseamnă că Marc are 22. E, exact. Am făcut repede socoteala. Deci, are 23 de ani și e tătic de un an. Sigur. Tu o să fii de ochi, așa de tinerel. A fost dragoste adevărat. Sigur, de la prima vedere. Bravo, chiar că timpul nu trebuie de pierdut, știi, direct. Uh-huh. Viața este prea scurt ca să o trăim așa. Dar tu ai fi pregătit să devii tătic la peste... De fapt, eu cred că nu de asta și îl admir foarte tare pe el. Din punctul ăsta de vedere, mă rog, și din altele, dar din ăsta în special. Dar uite, de faptul că ai anunțat public că ești căsătorit, nu strică din vraja față de fane. Uite, și Marc să ne spună despre asta, pentru că el știe ce înseamnă cochetarea cu fanelor. Mi se pare că atrage și mai mult. Fructul interzis! Anume, vorbim despre Radu, știi că e deja cumva legat cu inel pe mână, cu copil, cumva atrage și mai mult, îmi pare că. Am discutat, adică, cu mai mulți oameni și există așa o parte din ceea ce spune domnul Marc. Așa! Deci înseamnă că și imaginea aia de tătic care se plimbă prin parcul copilul și toate fetele fac așa. Fac concerte așa rebel și serios. Da. Deci, imaginea din videoclip este imaginea unui bărbat așa, copt. Așa ești tu de fapt sau așa ți-au cerut băieți să fii? N-am fost momente de astea în care să mă prefac. La general, cred că când se filmează trebuie să fii cât mai real, pentru că trebuie să transmiți cumva să fii tu, că falsitate de asta nu trebuie, nu e nevoie. Și se vede din prima. Cum ai făcut tu cunoștință cu Delete, Marc? Cu Radu, prima întâlnire a lui Radu cu Spoială Brothers, de fapt am fost și eu atunci acolo. Cumva după aia noi cu băieții ne-am întâlnit ca să discutăm viitorul clip și cumva am asistat și eu.
Radu, poate să confirmi chestia asta? Da. Da. Ca într-o adevărat familie. Știi, ne-am adunat cu toți, ne-am ținut de mânuță, bine ai venit. Cinstit, pot spun că din start băieților le-a plăcut foarte tare. Și mie tot în special. Și chiar m-am bucurat că familia noastră cumva se mărește, știi? Ăsta e un lucru foarte frumos și binevenit. Videoclipul ți-a plăcut? Cum să nu-mi placă? Dacă ție, da. Îmi dau seama. Da, foarte tare. Și băieții au făcut o treabă foarte bună. Chiar mă mândresc. Da, nu există gelozie, știi, că între frați, că mai venit unul în familie. Nu cred, pentru că cumva fiecare are direcția lui și chiar și dacă este o concurență, e una constructivă, așa aș spune. Nu cred că am avut parte de discuții din alea cu invidie sau din alea răutăcioase. Mereu au fost sfaturi prietenești și, hai să spunem așa, conversații cu intenții bune, dar... Bravo! Ei, primirea a fost frumoasă și în studio, și pe internet, și prin platourile de TV. Deja ești pe calea cea bună și sperăm că vei prinde la public și vei surprinde cel puțin așa cum m-a surprins. Noi ne străduim, noi luptăm și muncim foarte mult. Știu că se muncește foarte mult în spatele a unei melodii, a unui videoclip. Noi vedem doar 3 minute și ascultăm doar 3 minute, când de fapt acolo, iată, este un an de muncă. Haideți în aceste momente să vedem și videoclipul de debut al noului proiect Spoială Brother, Dildit. Spune-mi că sunt treaz, că sărutul s-a șters de pe obraz, că absența ta e tot ce-a rămas. N-am frică pe mâine, rămâne pe altă zi. Azi cuprinde-mă bine, dar nu vei ști ce ai fost, ești și vei fi. Îngerul de jos, îmbrăcat frumos, mă sărută dureros. Dar când e gelos, prea periculos, ea întoarce fața pe dos. Îngerul de jos, îmbrăcat frumos, mă sărută dureros. Dar când e gelos, rupe-mi futuri din stomac, pot să-i păstrezi, știu că-ți plac. Tu când mă desfaci, pleci alțul și ac. I-am frica cu tine să nu am pe altă zi. Azi cuprinde-mă bine, dar nu vei ști ce ai fost, ești și vei fi. Îngerul de jos, îmbrăcat frumos, mă sărută dureros. Dar când e gelos, prea periculos, ea întoarce fața pe dos. Îngerul de jos, îmbrăcat frumos, mă sărută dureros. Dar când e gelos, prea periculos, ia-ntoarce fața pe toți. Îngerul de jos, îmbrăcat frumos, mă sărută dureros. Dar când e periculos, ea întoarce fața pe toți.